Poate nu ăsta a fost drumul dumneavoastră. Poate. Poate că așa a fost. Și înclin să cred că ai dreptate, pentru că, uite, după interdicțiile pe care le-am avut, mai târziu am reușit să, ceea ce mi s-a permis, să mă înscriu la facultate la filologie la Cluj și să termin studiile pe care le-am preluat sau le-am privit cu multă seriozitate și profunzime, fiindcă am avut câțiva profesori absolut excepționali. Și primul care mi-a fost unul din mentorii mei sufletești a fost profesorul Dumitru Pop, care era șeful catedrei de folclor și care în anul întâi se făcea introducere în folclor și în anul 6 se făcea folclor. Așa cum în anul întâi se făcea introducere în teoria literaturii și în anul 6 se făcea teoria literaturii. Și așa mai departe. Și el, domnia sa, că nu pot să-i zic altfel, m-a descoperit și m-a apropiat mult, dându-mi anumite lecturi pe care ceilalți nu erau obligați să le facă, dar care mie mi-au întregit universul cultural și mi-au deschis și perspectiva asta asupra cercetării. Eu atunci am început să fac și un mic muzeu. E complicat, Măriuca, teribil de complicat. Anul întâi l-am făcut la fără frecvență și eram la școală la Bârsana. După aceea mi-a descoperit un talent special pentru că aveau laboratoare fonice pentru limba italiană și m-au trecut la zi ca să urmez clasa de italiană. Și am urmat un pic și iar am revenit, pentru că mi-era teamă să nu mă descopere ea pe acolo cu dosarele mele mai vechi și să mă dea afară. Și atunci am început să fac un muzeu la Bârsana, la școală, care este și astăzi, e deschis, Muzeul Școlar Bârsana, una din primele mele realizări, deci încă eu nu lucram la muzeu, și tot atunci am început să fac o colecție pentru Universitatea din Cluj, la sugestia profesorului meu. Ce să spun, că am avut profesori uluitori. Era domnul Vlad la sintaxe, la lingvistică. Ăsta era spaima și groaza studenților din toată România. Și era într-un conflict foarte mare, că atunci erau școlile astea, școala clujeană, școala bucureșteană, școala ieșeană, adică erau importante unele față de altele și încercau să câștige o anume supremație fiecare. Profesorul Pervain, profesorul, Doamne, când îmi aduc aminte ce uriași erau oamenii ăștia, ce minți strălucite, în fine. Și atunci am venit aici la muzeul la Sighet, adică în 1968, domnul Nistor, care deja era directorul muzeului, chiar dacă nu avea studii superioare, atunci nu se punea problema așa, a venit la părinții mei acasă, el ne cunoștea foarte bine, a fost prieten de familie și a venit la părinții mei și le-a spus că tare ar dori să vin eu la muzeu aici ca să-l ajut în acțiunea pe care începuse să o facă. Și
Deja știindu-vă pasionat cu muzeul din Bârșana. Știindu-mă pasionat, știindu-mă un om foarte corect, știindu-mă bine educat, știindu-mi părinții și familia în care m-am născut. Adică el știa toate lucrurile astea. Am publicat într-o carte o fotografie pe care mi-a făcut-o domnul Nistor în ziua când trebuia să mă nasc. Adică eu m-am născut în 10 februarie 42 și trebuia să mă nasc în 10 aprilie 42. Dar în 10 aprilie m-am botezat. Și atunci a venit Feri Baci și mi-a făcut o fotografie. Și am publicat-o într-una din cărțile mele. Așa cum eram înfășat, îți dai seama, ce aveam, 2 luni. 2 luni, dar eram un mormoloc. Și dincolo am publicat o fotografie care i-am făcut-o eu dânsului. În fine, asta e o paranteză. A fost considerată cea mai bună monografie etnografică din România, pentru că s-au scos 64 de monografii, 64 de zone etnografice în țară, și asta a fost considerată cea mai bună. Cu toate că am avut o problemă și cu asta. Fiindcă aici vezi că e pus un motto din Romulus Vuia și m-a obligat să scriu ca motto un fragment dintr-un discurs al lui Nicolae Ceaușescu care l-a ținut la Vișeu, în care el spunea, făcea referire la portul popular din Maramureș și spunea că să păstrați portul moșilor și strămoșilor, etc. Foarte frumos, de altfel. Dar eu n-am vrut pentru că era Nicolae Ceaușescu, n-am vrut să-l trec acolo. 6 ani de zile a stat cartea asta la editură și nu s-a tipărit pentru că eu am refuzat să-l pun pe el acolo. Îți dai seama ce... cât de mărșavă a fost societatea de atunci. Adică cât de perfect funcționa cenzura, domne. Cenzura Partidului Comunist și a Securității. 6 ani, Măriuca, 6 ani nu a apărut cartea, aproape se învechise deja și eu încă nu o tipărisem. Da. A scris că civilizația noastră populară... Asta este... un citat din Romulus Vuia, ăsta a fost întemeietorul școlii etnografice de la Cluj. El a întemeiat și primul curs de etnografie la Universitatea din Cluj. Și a fost unul din cei mai mari etnografi ai noștri, care a creat o adevărată școală etnografică, a cărui adept am ajuns și eu și sunt mândru de treaba asta. Și ce spune el aici? Că n-o pus citatul între, că e mai lung citatul. Civilizația noastră populară devine arhiva nescrisă a poporului românesc în perioada sa pentru care lipsesc izvoarele scrise. Adică pornește de la premiza că să încerc o sinteză. Pornește de la premiza că toate obiectele astea, cămașa, zadia, poarta, stâlpul de poartă, casa, etc., sunt obiecte care poartă un anume limbaj prin care se transmit mesaje din timpuri imemoriale, din timpuri străvechi. Prin gramaticalizarea culturii populare se pot citi aceste mesaje și odată citite descoperim și sensul lor. Și el vine și demonstrează prin cărțile lui, că a fost un savant uriaș, că acuza teribilă care ni se aduce nouă poporului român și românilor de către istoriografia maghiară când se raportează la mileniu alb, adică la acel mileniu în care noi n-am produs niciun document scris sau de altă natură prin care să ne dovedim existența în Europa, toate acele documente există și ele sunt aici,
în cartea mea pentru Maramureș și în cărțile lui pentru restul țării. Adică sunt aceste elemente de cultură populară care înlocuiesc admirabil cultura scrisă. Cultura populară este o cultură scrisă într-un alt limbaj. Important este să descoperi gramatica acelui limbaj ca să-l poți înțelege. Da. Frumos, așa este. Poate și din cauza acestui fapt, noi maramureșenii încă le mai ducem mai departe. Parcă nu ne lasă acest limbaj pe care noi nu-l cunoaștem, această forță, că până la urmă e o forță. E o forță teribilă care se închistează în aceste obiecte. Și se renaște. Evident. Pentru că... În diferite forme specifice epocilor pe care le parcurg. Chiar dacă noi am evoluat, adică noi de la cămeșa clasică, fără bezeri, i-am adus un plus. Da. Dar parcă totuși vine ca o îmbunătățire, nu neapărat ca să strice. Da. Într-o concluzie, pentru că sfârșitul emisiunii s-a apropiat, dacă ne uităm în urmă, cum a fost viața a omului Mihai Dăncuș? Viața mea a fost foarte frumoasă. Cu toate greutățile incredibile pe care le-am surmontat fiecare la vremea respectivă, cu toate umilințele la care am fost supus, cu toate înjosirile. Dar eu am avut întotdeauna bucuria și satisfacția lucrului împlinit. Și în toată povestea aceasta, un rol esențial l-a avut familia mea. Părinții care m-au educat într-un anume fel și soția mea, care e fiică de țăran, dar care incorporează în structura ei mentală o uiașă civilizație și cultură pe care eu am descoperit-o târziu. Frumos! Iată, dragii noștri, că am ajuns la sfârșitul acestui material, mulțumindu-i domnului profesor pentru timpul acordat și că ne-a lăsat să deschidem o ușă în, să zic, în memoria și în ușa sufletului. Da. M-am oprit la perioadele astea, scuză-mă că poate îți deranjez emisiunea acum, tocmai pentru a-i cât de cât ai face să înțeleagă pe generațiile de astăzi problemele cu care ne-am confruntat noi atunci. Măriuca, eu atunci am învățat primele expresii în limba maghiară. De unde să știu eu ungurește? În familia noastră, după mama, se vorbea, că se vorbea germana, maghiara, franceza, că erau aristocrați. Dar tata era fecior de țăran, din Ieud. Nu ne-a învățat ungurește, cu toate că el știa. El a învățat și el și unchiul Gheorghe, și amândoi au învățat. Fiindcă spunea că numai cunoscându-i limba, cultura și civilizația celuilalt, vei putea să-l înțelegi și vei găsi argumentele cu care să-l combați dacă se pune problema. În fine. Adică încercam să sugerez că am povestit lucrurile acelea din copilărie și din adolescență ca să înțeleagă generațiile de astăzi problemele cu care ne-am confruntat noi atunci. Ce poate să înțeleagă un tânăr adolescent astăzi despre o razie care se făcea de către armata de ocupație sovietică? Când soldățoii ăia tropăiau prin centrul orașului Sighet, te oprea, davai, dăm actele la control, dacă nu le aveai, mâinile la spate, cătușe și te ducea la poliție. Și seara îți dădea drumul, că nu-ți făcea mare lucru, da? Te ținea acolo. Adică era un stres continuu. Continuu, de dimineață până dimineață. Nu știai niciodată când vin la tine sau la părinții tăi să-i ducă. Asta era. Păi lucrurile astea nu se pot înțelege decât de către cei care le-au trăit efectiv.
De asta și-au dorit o viață mai bună pentru noi. Da. Și care e recompensa noastră astăzi? Că se apropie luminațiile. Da. De multe ori poate n-avem vreme să îi cătăm pe cei care s-au gândit pentru binele nostru. Deci și acest ritual atât de frumos și de caracteristic Maramureșului și nu numai Maramureșului, că a devenit deja de spațiu național, de spirit național, luminația sau iluminația. Adică atunci când toți oamenii se duc să-și caute mormintele moșilor și strămoșilor și părinților lor, le curăță, le amanajează frumos cu flori și pun lumini aprinse. Nu? Care sunt niște semne, niște semnale, dacă vrei. Și atunci, în timpul cât se efectuează lucrările astea, cel care le face, tu, eu sau copiii noștri sau părinții noștri, intră într-o relație de dialog cu morții. Povestesc cu ei, dar povestesc pe un alt limbaj. Eu am o teorie interesantă, și anume că aceea a comunicării prin tăcere. Și asta mi-a fost inspirată de un mare savant român care a trăit toată viața în Germania, din păcate, profesorul Paul Miron, de la Universitatea din Freiburg, și care după Revoluție a venit în țară și în fiecare vară ne invita să mergem la el, acolo unde și-a făcut el un stabiliment la mare. Și stăteam ore în șir seara și nu spuneam niciun cuvânt. Și venea Elza, soția lui, un savant lingvist de talie europeană, și zicea, dar voi nu povestiți. Sau venea Ioana supărată, ce s-a întâmplat? Și eu îi spuneam, noi comunicăm prin tăcere. Și foarte multe lucruri se pot spune prin tăcere, dar trebuie să ai partenerul cu care să comunici. Așa e, de mult se zice că era suficient să se uite părinții la tine, că îți transmiteau atât de multe informații. Astăzi, din păcate, putem să transmitem multe informații. Nu tot timpul ne găsim cuvintele potrivite, poate, sau greutatea pe care ne-am dorit-o în exprimare. Mulțumim încă o dată. Rămânem recunoscători pentru... Tu ești speranța Maramureșului și a României. Acum și eu nu fac altceva decât să pun umărul în perpetuare. Ți-a dat și ție Sfânta Natură sau Dumnezeu sau nu știu cine. Eu sunt fiu de preot și cu mulți antecesori preoți și așa mai departe, dar totdeauna am probleme când trebuie să mă gândesc cine ne-a dat aceste forțe. Dumnezeu, Sfânta Natură sau cine? În fine, tu ai primit prin genele tale de la antecesorii tăi, părinți, după mamă, după tată, după toate, ai primit această zestre uriașă pe care ai concretizat-o în sintagma zestrea Maramureșului și în care avem noi speranța. Da. Mulțumim tare mult! Mulțumindu-vă și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Vă spunem ca de fiecare dată Dumnezeu ne dă bine și pe săptămâna care vine să ne vedem cu bine. Să ne ajute Dumnezeu!